Bună, Iulia! Bună, Mona! Facem un video ca să reamintim copiilor, cursanților și părinților SMART că în fiecare vineri Iulia ne pregătește ceva. Ce ne pregătești, Iulia? Atelierele de creație. Cred că ne-am obișnuit deja. În fiecare vineri, de la 5 la 6 jumate, facem un atelier de creație prin care lăsăm copiii să se deconecteze puțin de tehnologie și să aibă un timp calitativ prin care să își dezvolte și creativitatea lor. Asta au făcut vinerea trecută, au făcut felicitări cu trandafiri și cu mânuțele lor. Au petrecut timp calitativ împreună, fără tehnologie. Au făcut și semne de carte cu animăluțe, lucruri foarte drăguțe, făcute de ei, fără stimuli externi de toate felurile, pur și simplu creativitatea lor. Aceste ateliere sunt în fiecare vineri de la 5 la 6 jumate la etajul 2 în sala London. Locurile sunt limitate, de aceea este important ca întâi să se întâmple ce? Să vină la etajul 1 să se înscrie din timp. Și de asemenea, dacă cumva nu poate să vină copilașul, rugăm să ne anunțe după ce s-a înscris că nu poate să ajungă. Da. Oferim aceste ateliere gratuite pe perioada, pe durata întregului an școlar, în fiecare vineri. Aceasta este singura rugăminte și regulă, să se înscrie copiii din timp la Iulia la recepție. Dacă aceste ateliere le găsiți și folositoare și benefice, și eu cred că sunt, atunci le vom continua tot gratuit și pe durata următorului an școlar. Cred că ce mai important este mesajul pe care vrem să-l transmitem, este că este bine să avem grijă copiii să fie împreună, să socializeze, să-și facă prieteni, să colaboreze, să fie într-un mediu safe, în siguranță și creativ. Să nu fie tot timpul în fața ecranelor, pentru că sunt foarte multe, foarte multe dovezi științifice că lucrul ăsta îi afectează negativ pe durata întregii vieți. Și atunci mai mult timp creativ împreună, calitativ, decât lipiți de ecrane. Poate să fie destul de periculos. Mulțumim, Iulia! Toate aceste idei sunt ideile Iuliei, care a lucrat și în Anglia și sunt mândră să spun lucrul ăsta, pentru că țin foarte mult că atunci când un om beneficiază de experiență internațională, știu că asta contează foarte mult. Și Iulia a învățat să facă lucrurile astea, le face cu pasiune și îmi place foarte mult tot ce iese în atelierele pe care le conduci tu. Mulțumim! V-am pupat! Pa, pa! Goodbye!